Salutare! Să se determine numerele, numerele reale x, y și z, știind că sunt direct proporționale cu 3, 5 și 7 și că y la puterea a doua minus x ori z este egal cu 100. Pune stop la filmuleț, notează-ți această problemă în caiet, încearcă să o rezolvi tu și abia apoi o să vedem împreună cam cum s-a rezolvat. Ești gata? De unde pornim? Pornim de la prima informație, și anume că aceste trei numere sunt direct proporționale cu 3, 5, 7. Ce înseamnă că sunt direct proporționale? Direct proporționale înseamnă direct proporție, adică direct fracție. Primul număr supra primul număr este egal al doilea număr din enumerare supra al doilea număr din enumerare. Egal cu al treilea, supra al treilea. Și pentru că avem trei fracții egale între ele, putem să spunem că reprezintă același, număr, același lucru cu K, constanta, coeficientul de proporționalitate, și atunci putem să le exprimăm pe X, Y și Z în funcție de capa. Dacă X supra 3 este egal cu capa, înseamnă că X-ul este 3 ori capa. Dacă Y supra 5 este egal cu capa, înseamnă că Y-ul este 5 capa. Și dacă Z supra 7 este egal cu capa, înseamnă că Z este 7 capa. Ce facem cu această informație? Ne ducem la relație a doua și în locul lui Y, X și Z punem aceste valori. Y la puterea a doua, adică 5K la puterea a doua minus X, care este 3K, înmulțit cu Z, care este 7K, egal cu 100. 5 ori K la puterea a doua este 25K pătrat minus 3 ori 7, 21 K la puterea a doua este egal cu 100, facem scăderea 4 ori capa pătrat este egal cu 100, înseamnă K la puterea a doua este 100 împărțit la 4, adică 25, deci acest K este plus sau minus 5, da, plus sau minus 5. Și înlocuim aici, de fapt aici, și avem că x-ul este plus sau minus 5 ori 3, adică 15, Y este plus sau minus 5 ori 5, adică 25, și Z este plus sau minus 7 ori 5, 35. De unde să știm ce valori să luăm în această, în această situație? Dacă sunt cu plus sau cu minus, sau cum? cum să facem această alegere. Păi, de exemplu, dacă am înlocuie aici, că sunt pozitive sau negative, am vedea că semnul, da, dacă se mulțesc două numere de aici cu același semn, rezultatul tot pozitiv va fi. Deci, și iarile sunt reale, înseamnă că pot fi și cu plus și cu minus. O zi superbă să aveți!